emisiune despre subiect. Ca de obicei, nu ne dorim să emitem sentințe sau să stabilim adevărul absolut, pentru că nu avem cum. Dezbaterile acestea sunt pur și simplu un prilej de a rediscuta niște teme de cel mai multe ori sensibile. Mi se pare personal că și aici este cazul. Sigur că generalizări nu se pot face, pentru că au fost cazuri de intelectuali și care s-au comportat cu foarte multă demnitate, perioada comunistă, și de cedări foarte greu scuzabile din punct de vedere moral, și de toate nuanțele între aceste două extreme. Dar recunosc că pentru mine, dacă vreți, întrebarea la care aș vrea să primesc cumva un răspuns la finalul acestei întâlniri ar fi aceea: dacă noi avem oare așteptări corecte sau nu de la intelectual, dacă nu cumva așteptăm prea multe, dacă nu așteptăm prea puține, în ce măsură intelectualii au sau ar trebui să aibă un cuvânt mai important de spus în cetate și așa mai departe. Cei mai apropiați prieteni sunt primul cerc, prietenii adevărați, cei mai apropiați erau toți pușcăriași. Noica, Sergiu Al George, Nicu Steinhardt, Totoedescu, istoricul de artă, sper că l-am dat, Dinu Pilat, ăștia erau prietenii cei mai apropiați, în care avea cea mai mare încredere. Și ar trebui de la caz la caz discutat fiecare, pentru că fiecare are profilul lui specific. Steinmeier era într-un fel, noi care era puțin diferit, nici măcar privind grupul ăsta nu se poate generaliza. După aia am cunoscut o altă categorie interesantă de oameni care erau necomuniști, dar erau speriați. Pentru mine un exemplu foarte bun de necomunist speriat, deci înclinat să înghită anumite lucruri, era Șerban Cioculescu, pe care l-am iubit și admirat enorm. Îl cunoșteam din familie foarte bine, e bunicul surorii mele, îl admiram enorm, la 7, 8, 9 ani și țineam foarte mult la el. El însă era, intrase fâlca noastră. Da? Și e foarte relevant exemplul lui. Un om care a fost foarte demn, foarte curajos în anii 50, fusese dat afară de peste tot, fratele lui a murit în închisoare. Iar el a fost atât de speriat de ce a trăit atunci, încât mai târziu a acceptat să fie recuperat cumva de regim și, sigur, nu spunea anumite lucruri, era prudent, bun, fără să fie un personaj toxic, cum au fost atâția în perioada copilăriei mele. Mai sunt oameni care au fost la un pas de a fi băgați la închisoare și din, pentru a evita lucrul ăsta, s-au pus în serviciul regimului, cum este un alt intelectual pe care l-am îndrăgit foarte mult, Virgil Cândea, da? Care s-a implicat destul de mult în anumite activități diplomatice, să le spunem, ale României în acea perioadă. Și mai o altă categorie interesantă, am avut norocul să-i cunosc și pe așa, că comuniști, marxiști, convinși din anii 40-50. Mi-am cunoscut destul de bine pe Radu Bogdan, criticul de artă, care fusese foarte comunist până prin 52-53 și puțin după aia. Dar când l-am cunoscut, el era atât de dezgustat de ce trăise în comunism, încât era aproape un profesor de anticomunism, tocmai pentru că văzuse bine despre ce e vorba. Sau Corpunicianu, la fel. Sau Dan Deșliu, care scrisese poezii numai pomenite, teribile în anii 50. Deci aș vedea categorii foarte diverse pe care am avut șansa să le cunosc și, mă rog, despre deosebire de ceilalți
bine și foarte de aproape. Mai trebuie remarcat un lucru. Nu toți intelectualii au vocația să devină o voce în cetate. Depinde foarte mult de sensibilitatea lor ideologică, de felul cum își văd rolul în societate. Sunt unii oameni care nu au această vocație. Cazul în care aveau vocația de a fi voce, este puțin probabil că ar fi putut să-și o manifeste în anii stalinismului. Pentru că, așa cum a precizat și domnul paleologul, variantele erau foarte multe. Cei care se împotriveau în mod deschis. Era suficient să împrumuți cărții de la Biblioteca Legației Franceze. Era suficient să participi la concerte. Acest lucru te putea costa arestarea, condamnarea sau trimiterea fără niciun fel de judecată într-o colonie de muncă. Este cazul academicianului de acum, Ștefan Papacostea, care a fost trimis 6 luni într-o colonie de muncă pentru că a împrumutat cărți de la Biblioteca Legației Franceze. Apoi, acum când vorbim în zilele noastre despre represiunea din anii 50, o fi cunoaștem din cărți, poate din mărturiile unor oameni care au supraviețuit foarte puțin în acest moment. Dar nu era un lucru de joacă. Trebuie, putem să facem această paranteză, poate. Condamnările la închisoare nu erau de scurtă durată. Dacă, să spunem, în perioada, să spunem, Gheorghiu, deja a existat două valuri mari de represiune. La începutul anilor 50-53 și 58-60. Dacă inițial, în această primă perioadă, condamnările erau mai mici, vă dau un exemplu, persoane foarte cunoscute, este vorba despre poetul Ion Caraiu, în 50 a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că s-au descoperit la el câteva poezii care nu erau conform. În 58 a fost condamnat la muncă silnică pe viață, aceasta a fost comutată în 25 de ani de muncă silnică, pentru că scrisese prietenilor de la Paris despre ce îl lase în prima perioadă de detenție. Deci avem de-a face cu o situație foarte dificilă, în care alegerile sunt foarte greu de făcut. Te opui, riști închisoarea. Mulți dintre cei care au intrat în închisoare nu s-au mai întors. Exista și varianta colaborării. Iar aceasta era destul de bine răspătită. Cel puțin în zona intelectualității, să spunem, umaniste, intrând în această zonă scriitori, artiști, beneficiile nu erau deloc foarte puține. Apoi, care erau perspectivele? Comunismul era o realitate, se părea, de lungă durată. În aceste condiții, după cum am spus la început, în anii 50, a fi o voce era puțin probabil. Însă, cred că în anii 70-80, a fi o voce era posibil și era necesar. Și o dovadă în acest sens este faptul că au existat câțiva oameni, destul de puțini, care au ales să fie o voce publică. Eu am ales, pentru a răspunde la prima întrebare, linia de evoluție biografică și bibliografică a unui scriitor pe care cred majoritatea celor de față, dacă nu toți, l-au citit, și anume Marin Preda. Un scriitor care din 1948, de la debutul editorial și până la ultima carte, urmează cu linia sa bibliografică, cu creația sa propriu-zis literară, traforează și traversează niște contexte politice destul de diferite în România lagărului socialist. A fost Marin Preda o voce în cetate? A fost, pentru că era un pilon al rezistenței scriitoricești la abuzurile inimaginabile ale regimului. A fost el totodată un actor important în sistemul cultural al epocii? A fost. Din 1970, Marin Preda a fost director de editurii Cartea Românească, la care au apărut majoritatea cărților importante de literatură română, majoritatea scriitorilor. Deci iată cum un om, un scriitor, a putut să fie în același timp, a putut să fie și un rezistent, un subversiv
un om care, prin scrisul său, s-a opus cât a putut regimului comunist și, în același timp, același om, același intelectual, același scriitor, a fost unul dintre elementele de sistem cultural și literar în epoca socialismului real. Intelectualul ieșea la partidul sau partidul amergea intelectual? Eu aș spune că aici nu este cu sau, este cu și. Intelectualul a înșelat partidul, din fericire pentru moralitate, curaj, rezistență în spațiul intelectual românesc, și partidul a amăgit pe intelectualul român, l-a amăgit pe intelectualul român în toată această perioadă. Deci ambele variante sunt corecte.
în care cred că securitatea era, după cum vom vedea imediat, era performantă și omniprezentă, dar în care în această epocă, din 65 până în 89, cu câteva excepții, cea mai semnificativă este cea a lui Gheorghe Ursu, cu câteva excepții, totalitarismul acesta ceaușist a fost în raport cu totalitarismul epocii Dej și Paucăr, a fost un totalitarism mai soft, un totalitarism poate mai pervers, dar care nu a numărat atâtea victime în rândurile intelectualității și ale celorlalte categorii. A fost o reticență foarte mare în
din partea intelectualilor de a se solidariza în primul rând cu colegii de breazme și apoi cu altă categorie socială. În 1987, când a fost izbucnirea Realului de la Brașov, Doina Cornea, care era urmărită permanent în acei ani, a făcut 160 de manifeste, le-a făcut de un ori, a scris cutușul și le-a împărțit împreună cu fiul ei prin oraș. Erau manifeste de solidaritate cu muncitorii de la Brașov. Bineînțeles, a fost arestat, a fost ținută la securitate mai multă vreme și ea și fiul ei. Au fost printre puținele gesturi de solidarizare. De ce nu s-au... De ce nu au putut fuziona categoriile socioprofesionale? De ce minerii greviși nu s-au putut întâlni nici simbolic, nici istoric, în realitate, cu intelectualii români care, la rândul lor, erau rezistenți sau opozanți față de regim? De ce nu s-a produs această întâlnire? Întâlnirea aceasta și solidaritatea aceasta n-a fost nici măcar una în interiorul preslelor, în interiorul intelectualității, în interiorul lumii scriitoricești. Când Paul Goma a luat poziție publică, când a protestat, când s-a opus în mod limpede și transparent regimului, colegii lui l-au lăsat în offside. Colegii lui, nu numai că nu s-au solidarizat cu el, dar l-au transformat într-un fel de paria și au conotat toată această mișcare protestatară într-un fel de nebunie, de scandalagiu a unui autor complet lipsit de talent și care, pentru că nu are talent, încearcă să-și facă numele făcând asemenea gesturi de opoziție la regim. Și această acuză, această etichetă că Paul Goma e un scandalagiu lipsit de talent, urmărește pe Paul Goma până azi. Lumea scriitoricească și lumea intelectuală românească a fost una lipsită de cea mai elementară solidaritate și cel mai elementar instinct de corp, de corp comun, de breazlă care trebuie să reziste ca întreg și ca sistem aberațiilor regimului și nu individual. Intelectualul este faimos prin inteligența lui, prin cultura lui, prin subtilitatea lui și în același timp prin lipsa lui de caracter. Oportunismul intelectualului, cât de ușor este în bătaia vântului, cât de vulnerabil este atunci când este supus unor constrângeri. Cazul ca Paul Goma, și nu este singur, sunt caz extraordinar. Dar câți alții nu au fost de cu totul altă factură? Putem vorbi de Petru Dumitriu, de pildă, să luăm cazul lui. Un om care reușește să fugă în Occident și totuși nu reușește să trezească în Occident conștiința dramei care se petrece dincolo de cortina de fier. Ceea ce a reușit să facă Solzhenitsyn mai târziu, Petru Dumitriu nu a reușit să facă. Explicația ar fi că trăgea după o țară mult mai mică, a cărui putere nu avea darul de a-i dupleca pe occidental. Și numai de aceea occidental nu i-au dat atenție lui Petru Dumitriu. Dar înaintea lui Petru Dumitriu a fost exilul românesc, intelectual care încercau să spună ce se întâmplă aici. Și totuși nu erau luați în seamă. Pentru că în această breaslă, sau în aceste brezle, au fost oameni extraordinari, ca Dinu Pilat, oameni de o verticalitate și de o tărie de caracter formidabile, dar care sunt foarte puțin cunoscuți de publicul larg. Mă întreb chiar și în această sală câți au auzit de Dinu Pilat. Și de cealaltă parte avem intelectual complet lipsit de caracter, de orice fel de principii, care au trecut dintr-o barcă în alta sau au mers pe ape tot mai, noroioase și care dau o altă definiție noțiunii de intelectual și de scriitor român. Simt că există o nevoie la nivelul societății ca măcar o parte din aceștia să fie un pic mai vizibili. Să auzim și alte idei de cele care sunt prostăvolite zi de zi de aceiași oameni, deveniți deja monși de sacri. Și am vrea ca acești oameni, să spunem, intelectuali, o parte a lor, cei care au vocația, să spunem, de a fi voce, să
le propună un drum de urmat, pentru că altfel nu vom fi decât o țară de 19 milioane de oameni care își caută fiecare drum, dar nu vom fi o țară cu un drum comun sau un destin comun.